ceremonia militară dedicată sărbătoririi Zilei Independenței Naționale a României. Gardă, voinioți! Gardă! Liți! Gardă pentru onor înainte, prezentați! Naționale a României este sărbătorită începând din anul 2022 la data de 10 mai, conform legii numărul 189 din 8 iulie 2021. Proclamarea independenței statale în anul 1877 nu a fost un act spontan, ci o încununare a strădanilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste bord a ultimei verigi a suzeranității otomane. În anul 1877, ministrul de externe de la acea vreme, Mihail Cogălnicianu, declara în Camera Deputaților: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Independența României a fost obținută cu greu, prin sacrificiile și jertfa de sânge a ostașilor noștri. Este obligația și responsabilitatea noastră de a le respecta memoria și a le onora sacrificiile prin care România a dobândit independența de stat.
Ne plecăm frunțile, aprindem lumânări de veche și depunem florile recunoștinței la mormintele, monumentele și la simbolurile bravilor dorobanți din războiul pentru independență din 1877-1878 ale ostașilor români din primul și al doilea război mondial, inclusiv la ale altor popoare care și-au dat viața pe pământul patriei noastre, militarilor decedați în teatrele de operații din Irak și Afganistan și nu în ultimul rând ale martirilor Revoluțiile Române din 1989. Suntem la fel de onorați și de încrezători să sărbătorim pacea și Uniunea în Europa în fiecare an de Ziua Europei. Doamnelor și domnilor, urmează oficierea serviciului religios. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Nostru Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește i-a spori într-o dreapta credință în dragostea cea către tine. Sufletește poporului tău spiritul evadării de sine pe care l-ai dat Sfinților de ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă dragoste către Dumnezeu, către aproapele și către țară, și pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și pentru demnitatea noastră. Amin. Este pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem ție cele bine plăcute, trăind și să-ți cântăm ție celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău, Spirit. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, fii cu îndurare spre noi. Amin. Cântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor, fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. Dumnezeu, Duhul lui și a tot trupul, care a călcat moartea și pe diavol a surpat și a dăruit viață lumitare, Însuți, Doamne, și sufletele adormiților, într-o fericire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări, în ușină. Și Părintele Tău, celui fără de început, și prea sfântului și bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh. Primește Hristoase în suflete. Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul Mihai Cristian Lazăr, primarul orașului Șimleu Silvaniei, să ia cuvântul. Domnule președinte, doamnă subprefect, domnule comandant, onorate fete bisericești, distinși invitați, dragi șimleoani. În viața fiecărui om și a fiecărui popor,
cumva rânduiala lui Dumnezeu nu apare și nu vine niciodată la voia întâmplării. Dacă stăm să privim istoric spre poporul nostru sau nu numai, vom observa că începutul lunii mai, zilele de început de luna mai, ne-au adus bucurii și cumva au setat acest stat pe o traiectorie extraordinară și pentru asta trebuie să fim recunoscători. Nu putem să nu privim spre ziua de ieri, când se împlinesc 78 de ani de când aliații din cel de-al doilea război mondial înfrângeau Germania nazistă a lui Hitler și puneau capăt celei mai pustiitoare conflagrații care a bântuit bătrânul nostru continent european. Totul pentru unitate și pentru libertate. Iar dacă vorbesc de unitate și libertate, nu pot să nu mă uit tot spre ziua de ieri, când întreaga Uniune serba Europa. Ieri a fost sărbătoarea unității și a păcii în întreaga Europa. Pentru că pe 9 mai începea cel mai important proiect pentru pace. Iar deosebit de relevant pentru noi este că România este parte activă a acestui proiect, care a adus cea mai îndelungată perioadă de pace și prosperitate în rândurile noastre. România trebuie să rămână parte activă a acestui proiect, pentru că asta ne va aduce dezvoltarea și asta ne va întări democrația. Dragi invitați, dați-mi voie să mă opresc asupra zilei de astăzi, în primul rând. Pentru că, la fel cum un om, când privește spre cei ce i-au dat nume, privește cu recunoștință, cu dragoste, cu respect, la fel și un popor se uită cu dragoste, recunoștință și respect nemărginit spre cei ce i-au dat independența. Despre asta este vorba, pentru că un stat fără independență nu există. Iar noi, astăzi, suntem norocoși. Suntem norocoși că privim doar prin cărțile de istorie, acele vremuri când noțiunea independenței era poate doar o chestiune spre care neamul nostru putea să tânjească. Astăzi suntem independenți și sunt mai răsunătoare ca niciodată cuvintele marelui Mihail Cogălnicianu, care spunea: suntem dezlegați de orice legătură cu alta poartă, suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare. Despre asta este vorba, despre acest dar este vorba, pe care noi l-am primit cu toții. Erau zorii zilei a acestui stat, soarele începea să răsară pentru acest neam. Atunci, în 1877, pentru că încă o dată independența este cea care ne-a clădit tot viitorul și tot parcursul ulterior. Astăzi, ziua de astăzi este și o mărturie, este despre mărturia curajului și a patriotismului ostașilor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă. S-au jertfit pentru acest vis al românilor. Glorie eternă lor! Este de datoria noastră să păstrăm viu și de neatins acest viu, pentru că ei n-au luptat pentru ei, au luptat pentru noi, pentru ziua noastră de astăzi. Dumnezeu să binecuvinteze România și acest oraș. Doamne ajută! Mulțumim, domnule primar! Are cuvântul domnul Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Doamnă suprefect, domnule primar, domnule comandant, domnilor consilieri, directori de instituții, dragi oștași și dragi cetățeni ai acestei frumoase urbi de la Poalele Măgurii și Mleu Silvaniei. Zilele de 9 și 10 mai sunt zilele cu mari semnificații istorice, patriotice de neam și de destin, atât pentru România cât și pentru Europa și, nu în ultimul rând, pentru țările care au participat la a doua conflagrație mondială. Acum 146 de ani, țara românească și-a câștigat pentru prima dată independența națională față de Imperiul Otoman, devenind un stat liber.
acum 78 de ani a capitulat Germania nazistă, iar forțele binelui au înfrânt forțele răului. Acum 73 de ani s-a născut Uniunea Europeană, la început sub denumirea de Comunitatea Europeană a Cărbunelui și a Oțelului, cu scopul de a realiza și controlul fabricării de armament greu și de blindate. Privind în urmă la toate aceste evenimente istorice, îmi doresc să cred că noi, cei de astăzi, avem obligația să nu trecem nepăsători față de momentele de atunci, pe care le putem considera repere morale și de conduită. Zilele de 9 și de 10 mai, îngemănând momentele amintite, ne obligă să ne oprim măcar o clipă pentru a lăsa treburile cotidiene și a păstra în memorie un moment de reculegere și de recunoștință pentru toți martirii care au luptat fără a se gândi la ei, și la țară, la națiune și la viitorul ei. Doamnelor și domnilor, viața noastră a sălăjenilor este creația gândurilor noastre, iar pentru mine, cuvintele rostite aici și acum sunt ființe vii, cu vibrații înalte. Ele fac trimitere la expresia biblică: la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Pe noi sălăjenii ne-au caracterizat dintotdeauna blândețea, cumpătarea, modestia și virtutea umilinței, dar până la un punct. Vreau să vă spun și de această dată că sunt conștient de faptul acela care conduce și cei conduși sunt dependenți unul de altul. Iar iubirea pe care ne-o datorăm unii celorlalți nu o putem măsura, dar putem să ne-o dăruim fără măsură. Consider că avem o datorie, cei care suntem aleși și cei care reprezentăm vremelnic destinele celor pe care îi conducem, nu doar de a administra ceea ce am primit de la cei care au fost înaintea noastră, ci și de a dezvolta aceste plaiuri pe care le locuim. Și asta nu putem face decât unul împreună cu celălalt. De aceea, astăzi, 10 mai, vreau să-i transmit domnului primar al orașului dumneavoastră și tuturor cetățenilor țării Silvaniei că suntem conștienți de faptul că numai împreună putem să dezvoltăm aceste locuri și să readucem încrederea tuturor că se poate și la noi, în țara Silvaniei și Mleu, în România. Mulțumesc tuturor celor implicați în aceste manifestări. Vă mulțumesc dumneavoastră, puținilor oameni care participați având în gând acea datorie morală față de cei care au fost înaintașii noștri, de a-i comemora și de a le cinsti facerile. Consider că ne îndeplinim o datorie, consider că împreună putem, într-adevăr, să sperăm că viața noastră își va urma cursul pe care ni-l dorim. Ne trebuie răbdare, înțelepciune, modestie și forță mentală. Încredere că, într-adevăr, muncim pentru un ideal care răspunde nevoilor noastre și mai ales răspunde nevoilor de viitor ale copiilor noștri. Vă mulțumesc mult pentru atenție, vă doresc în continuare o zi frumoasă și întotdeauna mă voi simți așa cum mă simt și astăzi la Șimbreu Silvanii, acasă. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnului președinte al Consiliului Județean! Adresăm politicoasa invitație doamnei Adriana Sabou, subprefectul județului Sălaj, să ia cuvântul.
specialități, stimată audiență, marcăm astăzi Ziua Independenței Naționale a României, sărbătorind împlinirea a 146 de ani de la data la care domnitorul Carol I a semnat declarația de independență. Deși România și-a declarat independența în mai 1877, a fost nevoie ca ea să fie câștigată cu baioneta în mână pe câmpul de luptă. Drept urmare, abia în vara anului 1878, marile puteri au recunoscut independența României, iar țara noastră a devenit suverană cu drepturi depline. Este o pagină de istorie scrisă în bătălii ce au însemnat multe pierderi de vieți omenești și suferință, dar și o lecție de istorie pe care nu trebuie să încetăm să o predăm tinerelor generații de acum și de peste ani. Mai ales în aceste vremuri în care, la granița României, la puțin peste 100 de kilometri distanță față de județul nostru, o țară vecină își vede amenințată independența, acest cuvânt capătă o cu totul altă semnificație și importanță. E un motiv în plus, dacă mai era nevoie, pentru a fi recunoscător și a-i omagia pe înaintașii noștri care au luptat și au sacrificat pentru a pune bazele României moderne. Noi, cei de astăzi, trebuie să depunem eforturi la rândul nostru pentru a păstra independența și suveranitatea națională, pentru a menține România pe cale europeană și a o transforma într-o țară puternică și modernă. La mulți ani, România! Mulțumim, doamne suprefect! Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Gardă! Lipți! Gardă pentru onor, înainte prezentați! Se depune o coroană de flori din partea instituției prefectului județului Sălaj. Thank you.
Urmează defilarea gărzii de onoare. Pentru realizarea dispozitivului de defilare, gardul Adrian, da!